Ieri a avut loc un eveniment special la Biblioteca Județeană. A intrat în dialog cu sălășenii Cristian Bădiliță, cel care a realizat prima traducere comentată a Noului Testament. Cristian Bădiliță, numit și un alt Eliade, este teolog, eseist, traducător, poet român contemporan. Este doctor în istoria creștinismului antic, scriitor cu o operă impresionantă, este coordonator al revistei electronice Oglinda.net, publicație de informație și analiză culturală-religioasă, având numeroase expoziții, interviuri în reviste și lucrări de prestigiu din țară și din lume, organizator și invitat de onoare la numeroase conferințe și evenimente culturale de amploare din lumea întreagă. În cadrul întâlnirii de ieri, scriitorul a prezentat cartea Noul Testament, Evanghelia după Matei, ediția a doua, o traducere comentată a Noului Testament. Tema întâlnirii noastre, Noul Testament, traducere comentată. Este prima întreprindere de acest fel din cultura română și trebuie mers în paralel traducerea și comentariul. Fiecare volum beneficiază de un comentariu de cel puțin 300 de pagini. Nu e o etalare din dorința de a etala o anumită erudiție teologică sau istorică sau culturală, ci din dorința de a explica foarte clar, cât mai amănunțit, pe înțelesul publicului larg. Nu e o întreprindere, nu e un proiect care se adresează unei elite culturale sau teologice, ci publicului larg să încerc să îi explic toate problemele, toate chichițele de ordin filologic, teologic sau istoric pe care le presupune fiecare verset sau aproape fiecare verset în parte. La eveniment au luat parte reprezentanții Bibliotecii Județene, precum și a mai multor instituții de cultură din județ. De asemenea, au participat și slujitorii bisericilor.